Fiecare imagini este alăturat un citat din cartea despre neajunsul de a te fi născut. Fiecare dintre artiștii implicați în proiect a ales câte 7 citate, cărora le-au potrivit fotografii compatibile la nivel estetic. Fotografii au plecat fie de la imagine, căutând textul potrivit, fie de la citat, căutând să-l reprezinte vizual printr-o imagine încărcată de sens. Francisc Mraz, coordonatorul expoziției, vorbește cu pasiune despre acest demers. S-au născut astfel câte 7 fotografii de fiecare autor. Suntem deci 5 autori, cei 2 profesori, Giuri Linca și cu mine, și 3 din cei mai buni cursanți, de fapt absolvenți a școlii de poetică fotografică, Andrei Conțiu, Silviu Pavel și Raul Tanislav. Noi 5 am adunat tot ce e mai bun în timp de o lună. A fost o nucă cam tare. Cred că n-am știut ce ea dimineața și seara, tot gândindu-ne cum să asociem, cum să facem un lucru frumos, pentru că nu e ușor să te apropii de un multiplu infinit al lui Cioran și să nu fii rușinos de jos. Ne-am luat inima în dinți și ne-am propus ca nu de jos să-l atacăm pe Cioran, să ne împrietenim cu Cioran, să ne întâlnim cu Cioran și prin dragostea noastră de la egal la egal. Asocierile sunt uneori surprinzătoare și legătura dintre text și imagine nu este evidentă de la prima vedere. Totuși, nu e nevoie de o educație fotografică pentru a aprecia calitatea artistică a lucrărilor expuse. Universul lui Cioran a fost tradus prin diferite tehnici și fiecare imagine are propria poveste și propria rațiune pentru a face parte din expoziție. Având în cap oarecum textul, l-am întâlnit pe acest domn undeva în Băneasa, este un orășel din sudul Dobrogei, și după ce am stat de vorbă că vreo 20 de minute, dacă nu mă înșel odată, chiar am amintit și de Cioran, n-a auzit de Cioran, dar s-a împrietenit foarte repede cu ideea de a sluji un alt complex de expresie și foarte, foarte amabil, cu o bunătate infinită m-a ajutat să fac această fotografie. Neavând timp să fac pentru fiecare din cele 7 citate alese de mine din Neajunsul de a te fi născut de Cioran, neavând timp să le compun pe fiecare, fotografii noi deci, am trebuit la 4 dintre ele, sau 3 dintre ele să le aleg din fototeca mea, din arhiva mea. Și mi-a făcut o imensă plăcere. Este o fotografie care n-a fost expusă niciodată. Este o fotografie din 1978, aceasta fiind de jos din 2011. E o sumă de anișori destul de rotunjoară, destul de durdulie între cele două fotografii și uitați-mă cât de bine stau una lângă alta. Amândouă respiră un soi de prospețime. Acum că e vorba de Cioran, aproape că zice că amândouă respiră un soi de aer de Cioran. Expoziția a fost prezentată inițial la Paris, în anul omagial Emil Cioran. Acum poate fi vizitată de bucureșteni și nu numai, la sediul ICR, în perioada 8-27 decembrie. Accesul publicului este liber.